Știa Vodăcuza că lucrurile nu merg tocmai bine în țară. Însă, ca să se încredințeze de adevăr, nu se lăsa numai pe spusele altora, ci pleca singur prin sate și orașe, căci așa îi părea mai sănătos. Spun cei ce l-au cunoscut că unde nici nu te gândeai, acolo l-aflai și mult căuta să dreagă toate cele rele. Odată se opri la un tribunal unde simțise că nu se împărțea dreptatea după cum ar fi trebuit, ci tocmai strâmbătatea era mai la vedere. Îmbrăcat în haine schimbate, se amestecă printre oamenii ce așteptau să le vină rândul la judecat. Intră în vorbă cu ei, le punea întrebări și căuta să-i descoase asupra pricinilor pentru care au ajuns acolo și cum se poartă cu dânsii oamenii dreptății. De 4 ani mă judec și nu mai pot căpăta dreptul meu, zise un țăran ce stătea trist mai deoparte. Pentru ce te judeci? Îl întrebă Cuza cu prietenie. Ia, pentru niște pământ pe care mi l-a apucat pe nedrept arendașul din sat. Ei cum? Ce ți-au spus judecătorii? Ce să-mi spun? De câte ori fiu la înfățișare, mă amână. Ba că-i pe dincolo, ba sucită, ba învârtită. Și crezi că ai dreptate? Apoi cum să nu? Tot satul știe. M-aș pune eu altfel în contră cu un boier? Pe cât înțeleg, amânarea se face mai mult ca să câștigi vrăjmașul meu. Iar eu, din sărac cum sunt, să ajung în sapă de lemn cu judecățile. E, dacă este așa, să faci ce am să te învăț eu. Acum, când te-o chema înăuntru, să intri și să răspunzi la ce te-a întrebat. Iar de-ți va spune judecătorul că se amână procesul pe altă dată, atunci să te arăți foarte supărat și să te cerți cu el, zicând: dar bine, domnule judecătorul, până când se amână? Că m-am săturat tot vin să capăt dreptate de la dumneavoastră. Ce vrea să zică asta? Și fără să mai stai pe gânduri, să te repezi și să-i arzi o palmă. Vai de mine, mă închide. Nu mai scap de pușcărie câte zile ai avea. N-ai grijă, pe răspunderea mea, uită-te la mine. Cunoști cine sunt? Cuza-i arătă un semn prin care îl făcu să priceapă că are în față pe domnul țării. Țăranul, foarte încurcat, nu mai zise nicio vorbă. Nu trecu mult și ușierul îl chemă. Președintele găsi din nou un clenci și amână procesul pentru o altă zi. Atunci săteanul, plin de mânie, își luă inima în dinți, ce-o fi să fie, începând să se certe, să repezi și îi dete o palmă de răsună sala. Căută apoi să plece. Numai decât sună clopoțelul. Alergați, puneți mâna, hoțul a bătut pe domnul președinte! Se face o zarvă mare, sar vreo 4, pun mâna pe el și pe sus îl aduc iarăși în sala de judecat. Dar, în acel moment, iată că intră cineva. Toți rămân încremeniți. Era domnul. Ce-i, ce s-a întâmplat? Ce zgomot s-auzea? Trăiți, măria voastră, omul acesta a pâlmuit pe domnul președinte, îngână procurorul. Ei, și ce-i cu asta? Numai decât acum vreți să-l pedepsiți? Chiar în ceasul acesta? Mai lăsați-l, că aveți timp. Mai amânați judecata peste o zi, peste 2 zile, peste 1 lună, peste 1 an. Ce vă grăbiți atât? El cum caută de atâția ani dreptate și voi îl amânați într-una? Pentru dânsul nu se poate face amânare. Sala amuții. Președintele, judecători și ceilalți funcționari schimbară fețe și tremurau ca varga. Vodă, singur, se interesă de afacerea țăranului amânat mereu de ani de zile și îi puse să dea sentință cuvenită chiar sub ochii lui. Iar după ce au sfârșit cu toate procesele ce le aveau sorocite,
îi alungă din slujbă pe toți, căci prea multe păcate apăsau asupra capului lor. Ura, trăiască Cuza! Izbucni mulțimea plină de veselie. Iar domnul, punând lucrurile la cale, se făcu nevăzut.